către pătura săracă. Dacă ați trăit bine pe guvernarea liberală a guvernului Tăriceanu, când s-au făcut foarte multe investiții și din cauza asta existau și foarte multe locuri de muncă, sau dacă ați trăit bine pe guvernarea lui Boc, despre care nu mai trebuie să vă spun foarte multe lucruri, că știți dumneavoastră că e foarte apropiată. Acum, eu sunt astăzi alături de dumneavoastră, în primul rând, ca să vă asigur că vom continua toate proiectele de dezvoltare pe zona metropolitană. Este și interesul Craiovei ca toate comunele limitrofe ei să se dezvolte, să aibă apă, canalizare și asfalt, pentru că sunteți foarte mulți craioveni care locuiți aici sau care aveți neamuri la Craiova. Deci este bine să păstrăm această legătură. Sigur că și valoarea terenurilor noastre ar crește mult mai mult dacă toate aceste proiecte se vor realiza până la urmă. Și în al doilea rând, sigur că sunt aici pentru a susține candidații. Este vorba de doamna Cristiana Anghel, nu știu dacă mai are nevoie de vreo prezentare. A fost persoana care s-a bătut cu Boc, cu Băsescu, cu toată lumea, care a intrat în greva foamei timp de 60 de zile pentru o idee. Nu știu câți români mai găsim dispuși de asemenea sacrificii pentru o idee. Atunci când s-au tăiat salariile profesorilor, și de asemenea îl avem aici pe domnul Cosmin Enea, care este prietenul meu foarte bun, la care țin foarte mult. A fost consilier județean, din această postură a ajutat foarte mult comunele județului să se dezvolte. Este o persoană tânără, țin foarte mult să începem să schimbăm clasa politică cu oameni foarte tineri. Și din păcate am avut și contraexemple, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să venim cu oameni noi acum. Domnul Cosmin Enea este chiar o persoană care s-a preocupat foarte mult de comunități. El a activat mai mult pe zona Calafatului, dar dacă veți întreba acolo, în zona respectivă, oamenii ce părere au despre el, o să vedeți că a fost o persoană care chiar și-a dat toată silința ca acolo să se întâmple lucruri bune. Eu am nevoie de el ca și deputat de Craiova, așa cum am nevoie, sigur, și de doamna Cristiana Anghel. Vreau să vă spun că am fost parlamentar de Dolj timp de 12 ani și știu bine ce poate...